Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele din țara noastră. Acesta a avut parte de multe cumpene în carieră, dar pe care le-a depășit cu brio și se bucură de un succes fantastic. Mulți artiști și-ar dori să aibă succesul lui Dan Mocanu, însă munca și pasiunea își spun întotdeauna cuvântul. Acesta scoate hituri pe bandă rulantă, care reușesc, într-un timp foarte scurt, să adune milioane de vizualizări. De curând, Dan Mocanu a postat un videoclip pe TikTok, în care a răspuns curiozității unui fan care îl întreba despre o posibilă viitoare piesă, cu tema războiului din Ucraina. Acesta a răspuns clar că nu va face acest lucru deoarece nu vrea să profite de sângele vărsat peste hotare. Însă, nu toți colegii lui de breaslă gândesc la fel. Bzanca Uraganu a postat de curând un fragment dintr-o melodie pe care urmează să lanseze zilele acestea, în care cântă despre războiul din Ucraina și soldații ruși, când intruie în Ucraina, rușii se întorc la Moscova / se duc să-mi aducă coroana, pentru că eu sunt rege în Europa, sunt versurile din noua piesă a lui Bzanca Uraganu. Contactat de vovbizro.ro, Dan Mocanu și-a spus părerea sinceră despre ce are de gând să facă Bzanca și cum vede el această situație. Astfel, manelistul nu s-a ferit și a transmis un mesaj cu predilecție către colegul lui de breaslă, să fie sănătoși. Fiecare își câștigă existența cum știe mai bine. Dacă unii au sau nu au scrupule, ei știu mai bine ce au de făcut și ce au în suflet. Eu știu doar atât, vorbesc doar în ceea ce mă privește pe mine, că mai departe, ce fac alții nu mă interesează. Eu nu pot să profit de evenimente precum acesta din Ucraina. Eu dacă mi-am câștigat notorietatea, publicul, banii și faima și tot ce am mai câștigat eu de-a lungul anilor, am câștigat prin munca mea, nu prin a profita de situații urâte precum asta, a declarat Dan Mocanu, în exclusivitate, pentru vovbizro.ro. Cântărețul de manele ne-a dezvăluit dacă l-a contactat cineva de la Vama Sighet și cât de mult își dorește să îi ajute pe refugiați. Încă nu m-a contactat nimeni de acolo. Am lăsat un număr de contact la domnii de la Vama. Au spus că o să ne contacteze, că sunt foarte multe familii care au nevoie, dar deocamdată nu, încă nu. Așteptă. Dacă cineva ne va suna, suntem gata să le oferim un ajutor, a spus Dan Mocanu, în exclusivitate, pentru vovbizro.ro.